primul rând, bună ziua și ne cerem scuze pentru întârziere, dar încă și în această dimineață am mai negociat unele termene de realizare a ceea ce ne-am propus în protocol. Departamentul de Ape, Păduri și Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice va semna un protocol de colaborare împreună cu Asociația WWF. De aceea, astăzi, conferința de presă se desfășoară cu ocazia semnării acestui protocol. Vrem, pe de o parte, să încurajăm producerea de energie din surse regenerabile, și aici mă refer la energia hidro, și, pe de altă parte, vrem să minimizăm impactul acestor investiții asupra mediului. De aceea, reglementarea în domeniu trebuie să fie foarte bună, să nu existe confuzii, să punem pe primul loc conservarea arilor protejate și atingerea stării bune a apelor, starea ecologică a apelor. Să milităm împreună pentru gestionarea durabilă a acestor resurse și să dezvoltăm un mecanism de preplanificare pentru a preveni realizarea unor lucrări în locuri inadecvate care ar putea afecta mediul. Ne-am propus un calendar, vom iniția un grup de lucru care să adune competențele potrivite pentru obiectivul pe care ni l-am stabilit. Lucrul de asemenea extrem de important este acela că am convenit de comun acord ca, începând cu 31 ianuarie 2014, să suspendăm procesul de autorizare a investițiilor de realizare a microhidrocentralelor în ariile protejate. A fost un proces de negociere, va sublinia mai multe domnul Cibi Mogor, pentru că trebuie să ne referim în primul rând la temeiul legal pe care îl avem în acest moment. Temeiul legal permite această suspendare a autorizării investițiilor de realizare a microhidrocentralelor în ariile protejate și, de asemenea, vom monitoriza împreună procesul de autorizare a acestor investiții în celelalte locații. Obiectivul nostru este acela de a proteja și conserva biodiversitatea din cursurile de apă, de a respecta directivele europene, și mă refer aici la directiva cadru apă, și de a lua măsurile preventive necesare astfel încât să nu avem situații de introducere de presiuni hidromorfologice în cursurile de apă, presiuni care schimbă statutul apei și nu riscăm apoi să nu atingem starea bună a apelor. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Mă bucur că asistăm la acest moment care, din punctul meu de vedere, este un moment de normalitate. Rolul unei societăți civile sănătoase sau unei organizații non-guvernamentale nu este doar să critique, ci să și caute soluții. Cred că în acest moment, la ceea ce asistăm, stând la masă cu autoritate publică, că am încercat împreună să găsim soluții la o problemă extrem de importantă pentru noi și mai mult am reușit să generăm o dezbatere publică. Cred că în acest moment ne apropiem de acel moment în care și publicul începe să înțeleagă că nu putem să vorbim în termeni absoluți. Când ne referim la energie, nu există energii doar verzi și energii rele, nu există aceste lucruri. Trebuie întotdeauna să nuanțăm și orice investiție trebuie să fie evaluată de la caz la caz. Majoritatea românilor percepea și energia hidro și multe energii regenerabile ca energie exclusiv, care generează lucruri exclusiv bune. În acest moment putem să arătăm că acest lucru trebuie nuanțat foarte mult, trebuie să existe o viziune, trebuie să existe o strategie, trebuie să existe un mod de gândire foarte sănătoasă ca să putem să spunem că aceste investiții
generează valori pentru cetățeni, pentru natură și pentru oameni. Ce aș vrea iarăși să menționez este că chiar dacă în această campanie WWF a fost în față, nu este un efort doar a organizației noastre. Noi când am inițiat campania pentru pădurile virgine, celelalte organizații din Coaliția de Mediu protestau în fața Ministerului din cauza unor intervenții extrem de nesănătoase și construcții extrem de neprietenoase cu natura de microhidrocentrale, care din păcate s-au realizat de atunci, iar noi am continuat demersurile lor, am continuat demersurile asociațiilor locale, am continuat demersurile oamenilor care s-au luptat la nivel local, am continuat ce au făcut asociațiile de pescari și multe alte asociații și oameni care încercau să genereze valori pozitive în România și în final ca WWF-ul să fie vocea care a spus toate problemele ridicate de acești factori. Ne aflăm într-un moment, spun eu, un prim pas în a rezolva această problemă a investițiilor fără o planificare, o preplanificare foarte, foarte bună și suntem în stadiul în care putem să spunem că avem speranța că pe viitor aceste investiții se vor face cu o planificare mult mai bună, cu o strategie mult mai bună și gândându-se nu numai la partea economică, dar și la cum impactează aceste investiții oamenii, comunitățile locale și natura. WWF este o organizație care dorește să genereze sau să creeze o lume în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Exact asta a fost și scopul campaniei noastre, de a crea un climat în care generăm investiții în multe zone din România, unde acceptăm investiții în multe zone în România, dar în același timp prezervăm și menținem natura pentru generațiile viitoare. Din punctul nostru de vedere, faptul că o să fim prima țară care desemnează printr-un act juridic zonele de excludere este iarăși un lucru de salutat, este un lucru foarte, foarte bun și așteptăm să vedem. Pentru că trebuie să recunoaștem în fiecare țară, mai ales o țară care se mândrește întotdeauna, care are niște valori naturale deosebite, trebuie să facem eforturi. Iar există zone unde chiar nu trebuie să fie investiții. Dacă în cazul pădurilor, pădurile virgine sunt acele zone unde sub nicio formă nu trebuie să intervenim, în cazul râurilor există astfel de segmente, râurile de munte din arile protejate, râurile de munte în stare ecologică bună și foarte bună, sunt acele segmente de natură pe care noi trebuie să le protejăm, pentru că sunt mult prea valoroase ca să le distrugem doar pentru un profit imediat. Toate aceste principii, pentru că până la urmă când vorbim de un protocol, nu vorbim neapărat de un act juridic care ne obligă foarte strict pe noi. Vorbim de niște principii pe care am reușit să le agrăm alături de autoritatea publică, alături de doamna ministru și eu cred că pornind de la aceste principii, în următorul an vom putea să punem la cale o strategie foarte sănătoasă pentru zona râurilor de munte și pentru hidro pentru industria hidro în România. Da, îi mulțumesc foarte mult pentru colaborarea pe care o avem cu WWF-ul, domnului Cibimogor. Închei spunându-vă că rolul nostru ca autoritate este în primul rând unul de echilibru. Noi trebuie să fim echilibru între nevoia de dezvoltare, între nevoia de investiții, în cazul acesta investiții în energie hidro, și pe de altă parte echilibru în protecția și conservarea naturii, în acest caz în protecția și conservarea râurilor. Efectiv vom avea un așa zisă strategie, practic un mecanism de preplanificare la sfârșitul anului 2015, până atunci lucrând pentru delimitarea zonelor, lucrând pentru stabilirea criteriilor și lucrând practic împreună pentru, inclusiv pentru a monitoriza autorizarea acestor investiții. Sunt investitori care își desfășoară activități de investiții, nu le blocăm, doar vrem să ne asigurăm că acele investiții se autorizează numai după respectarea întru totul a legislației europene și a ghidurilor emise în acest sens. Ghidul despre care vă spunea și domnul Cibimogor a fost aprobat la nivelul Comisiei pentru Protecția Fluviului Dunărea
este un ghid de principii pentru energie, dezvoltarea energiei sustenabile în bazin. Trebuie să-l aplicăm și am luat decizia ca prevederile lui să-l aplicăm cât mai urgent pentru a nu face greșeli pe care le-au făcut alte țări și mă refer aici la Austria, care a realizat acele investiții și acum se vede nevoită să reconstruiască multe râuri, să refacă habitatele în zonele degradate. Această acțiune este una preventivă, iar expertiza și experiența națională, europeană a WWF-ului ne este de mare ajutor. Mulțumesc.